Oi Asterkamp este un om care își trăiește credința. În fiecare dimineață, când te trezești și pui piciorul pe podea, începi o predică. Tu decizi care va fi predica ta în ziua respectivă. Asterkamp conduce Ronald McDonald House din Durham, Carolina de Nord. Familiile care au copii internați la spitalul Duke Children Hospital și care vin aici primesc adăpost și hrană. Cum este cazul lui Susan Brown, al cărei fiu, Howell, este internat de mai multe luni. Am descoperit că suferă de pineoblastomă, o tumoare pe creier de gradul 4 foarte rară. A suferit operații pe creier și nu ne-am permis să stăm la hotel. Mulți vin aici pentru că nu au unde să stea. Multe dintre familii au dat toți banii pe care îi aveau medicilor în speranța că acești copii se vor face bine. Părinții sunt pregătiți să doarmă în spital sau chiar pe bancheta din spate a mașinii. De multe ori copiii bolnavi stau la Ronald McDonald House împreună cu familia, ca și Howell, în perioada în care nu face chimioterapie. Este foarte frumos acolo. Servim cina la ora 6 fix în fiecare seară și în weekend au gustări. E frumos și curat. Când intră pe ușă, aceștia se simt iubiți. Despre asta este vorba în acest loc. Despre iubire, confort, pace. OI relaționează cu cei care se simt copleșiți. În urmă cu mai mulți ani, compania sa de succes s-a confruntat cu falimentul, la fel și căsnicia sa. Când a rămas fără cămin și slujbă, a câștigat o perspectivă mai bună. De multe ori rugăciunile noastre sunt: Doamne, dă-mi asta sau cealaltă. Lucrul care m-a ajutat a fost să schimb acea rugăciune și să spun: Doamne, ce vrei să învăț de aici? Ce pot să fac în această situație ca să te glorific pe tine? OI a descoperit că ajutorul oferit celor din jur te ajută să mergi înainte. A scris despre călătoria sa în cartea Being a Selfish in a Selfish World. Am crescut în partea de est a Carolinei de Nord și mama întotdeauna îmi spunea că e mai bine să fii un om care oferă, care nu e egoist. Mama era o persoană darnică și spunea: cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult în schimb. Așa spune și Biblia și este adevărat. De exemplu, aproape toți banii de care are nevoie acest loc vin din partea comunității locale, o comunitate care oferă și din timpul ei. Avem o biserică locală a cărei slujire implică și venirea lor aici, în fiecare luni seara, ca să gătească cina pentru toți cei de aici. Pe lângă faptul că ajută bisericile de aici, din Carolina de Nord, OI schimbă și viețile unor oameni care se află la 2400 de kilometri depărtare, în Honduras, una dintre țările cele mai sărace ale lumii. În urmă cu 6 ani, în urma unei călătorii de misiune, și-a dat seama că lipsa educației este cauza sărăciei. De atunci, echipa sa oferă educație în satele izolate și informațiile necesare pentru a putea intra la liceu. Se numește Dăruiește. Am simțit că am o familie în Statele Unite. Sunt foarte bucuroasă și recunoscătoare pentru fiecare dintre persoanele care îi ajută pe copiii noștri. Înainte de lucrarea Dăruiește, oamenii de aici nu știau să facă altceva decât să adune trestie de zahăr și cantalup. Acum simt că pot să facă orice. Suntem 4 persoane care am absolvit aceste cursuri. Suntem foarte bucuroși. Suntem un exemplu pentru ceilalți copii ca să urmeze același drum. Guvernul din Honduras oferă educație gratuită până la clasa 6-a dacă elevii plătesc pentru cele necesare, inclusiv pentru uniforme. Aceste familii, al căror venit este de $3 pe zi, nu își permit luxul acesta. Acesta l-a întrebat pe Isus care este cea mai mare poruncă. Isus i-a răspuns: să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru noi, acesta este exemplul cel mai potrivit. Oamenii aceștia sunt uitați de lume, chiar și în țara lor. Lucrarea Dăruiește oferă un centru, o sală cu computere și o bibliotecă. Și părinții pot să învețe aici. Fie că este în altă țară sau în propriata curte, OI Asterkamp spunea că slujindu-i pe ceilalți, viața ta devine una mai bună.